Doamne și domnilor, Radu și Cătălin. I want to break free. Bine ați venit la podcast. I want to break free. De azi înainte nu se numește Vorbitorin, ci se numește Muzicologii. Ghidul ăsta al nesimțitului. Așa. Eu îți propun ca atunci când se întâmplă 100.000 de exemplare, să faci, așa cum se spune, și iartă-mi dacă greșesc, o ediție revizuită și adăugită. Și adăugită. Da. Exact așa cum anumiți interpreți, cântăreți, reușesc să dea un hit. Eu am dat un nesimțit. Ai dat un nesimțit. Am și fost. Casa mea e un cântec cu acorduri ample, melancolic și fierbinte și curat. Și mă simt ca într-un palat de păduri înconjurat. Cătălin, Radu a fost întrebat. Cum ar vrea să rămână în amintirea oamenilor? Parolist, inconstant sentimental, dar un om cu onoare. Așa cum mi-am fixat deviza de viață? Onoare, umor și grăsime. Și la umor mutra mea și la grăsime mutra ta. Trebuie să-ți explice cu Sandra Brown. Sandra Brown a scris, aici e un lucru care ne a scris 42 de cărți, cred, dintre care în română i s-au tradus 58. And I think to myself, what a wonderful world. A fost Narcisasu, ce a fost Alexandra Ungureanu, a fost Adi Despot, au fost și au venit pricăjit. Cum este să fii îndrăgostit? Cât îndrăgostit ești? Băi, patologic. Da, adică cel mai grav din viața ta? De departe, cel mai complicat, cel mai straniu, cel mai neașteptat, cel mai nepotrivit, ar spune unii, având în vedere că am o vârstă, cel mai răvășitor, cel mai nesigur și cu pendularea cea mai abruptă între fericire deplină și negurare. De fiecare dată când dăm un răspuns, parcă iau un citat dintr-o carte. Ești îndrăgostit? Săptămâna dintr-o dată dă o col prin lumea toată. Nu mai cântați. La duș, din când în când. Păi nu sunteți Dan Ciotăi? Nu. Nu sunt, nu. Precis. Și ajungem la sala palatului. Așa. Lumea acolo în prostie și se întoarce și zice, mă mai lua și la mișto.